În timp ce colegii săi de partid dau asigurări că Ilan Șor va participa la campania electorală, fiind prezent fizic, Comisia Electorală Centrală oferă explicații cum se poate întâmpla acest lucru. Politicianul, fugar de aproape 2 ani și cu un mandat de arest emis pe numele său, își poate anunța intenția de a candida la funcția de deputat chiar și în străinătate. Iar dacă va obține statutul de candidat, poate reveni în țară ca să participe la campania electorală. În cazul în care organele de anchetă vor dori să-l rețină sau să-l aresteze, trebuie să ceară permisiunea de la Comisia Electorală Centrală. Așadar, potrivit secretarului Comisiei Electorale Centrale, Maxim Lebedinski, codul electoral nu i-ar interzice deputatului fugar Ilan Șor să participe la alegerile parlamentare anticipate din vară și să se înregistreze în cursă, chiar dacă acesta nu se află în țară și este condamnat de primă instanță la 7 ani și 6 luni de pușcărie. Potrivit lui Lebedinski, acesta ar putea să se înscrie în cursă prin intermediul unui reprezentant, care poate depune actele în locul lui. În baza legii 113 din august anul 2019, la inițiativa deputatului lui Sergiu Litvinenko, au fost operate mai multe modificări în codul electoral. Astfel a fost exclusă obligativitatea prezentării personale a candidatului la momentul depunerii actelor pentru a candida. Respectiv, suntem în situația când, pe de o parte, legea nu interzice să candideze unei persoane care nu este condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. La fel, codul electoral ar putea să-l țină în libertate pe Ilan Șor în cazul în care acesta va planifica să revină în țară și să facă campanie electorală, chiar dacă pe numele lui este emis un mandat de arest. Potrivit prevederilor legii, pe durata perioadei electorale, candidații nu pot fi trași la răspundere penală, arestați, reținuți sau supuși unor sancțiuni administrative, fără acordul Comisiei Electorale Centrale. Dacă dumnealui sau altă persoană care se află sub urmărire penală sau este arestat va încerca să utilizeze acest mecanism, atunci organele de anchetă poate solicita de la Comisia Electorală Centrală acordul cu privire la reținere sau arestarea persoanei. Comisia Electorală Centrală ar putea da acestea? Eu sunt unul din 9 membri. Deciziile se iau cu votul a minim 5 membri ai comisiei. Întrebat dacă Ilan Șor poate fi reținut după campanie electorală. După ce trece campania electorală, comisia se expune asupra constatării existenței prezenței sau inexistenței acesteia și transmite materiale către Curtea Constituțională. Cred că mai multe întrebări, deja cu privire la validarea mandatului unui sau altei persoane, ar putea să vă răspundă nemijlocit curtea. Astăzi, Ilan Șor a scris pe pagina sa de Facebook că avocații săi au trimis o scrisoare la președinție, prin care îi solicită Maia Sandu convocarea Consiliului Suprem de Securitate pentru a discuta despre recuperarea banilor din frauda bancară. Se întâmplă după ce, săptămâna trecută, deputatului fugar, condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare, de prima instanță, a anunțat că a expediat la Procuratură, Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor scrisori prin care și-a arătat intenția de a restitui în bugetul statului 5,2 miliarde de lei, bani pe care autoritățile pretind că acesta i-ar fi sustras din sistemul bancar. Asta chiar dacă Șor se jură că nu este vinovat de dispariția banilor din sistem. Facem apel la președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, să include pe ordine de zi a următoarei ședinței a Consiliului Suprem de Securitate subiectul recuperării banilor din fraudă bancară. Anterior, Ilan Șor a declarat că este gata să se prezinte în fața judecătorilor doar dacă va fi scos mandatul de arest de pe numele său. Insistența lui Șor privind recuperarea banilor a apărut după stabilirea datei alegerilor anticipate. Mai mulți colegi din cadrul fracțiunii Șor, precum Marina Tauber și Denis Ulanov, au declarat că Șor urmează să revină în Moldova pentru a participa în campania electorală.